Am găsit această rețetă de chicken fajitas. Băi, și chiar sunt bune. Și am zis că trebuie neapărat să fac un videoclip și cu ele. Dacă știi să ții un cuțit în mână și să aprinzi un cuptor, o să te descurci. O să tăiem fâșii subțiri, pulpe de pui, ardei gras și ceapă, atât. Punem peste ele un mix de condimente simplu, amestec de pui, boia, piper, sare, ce avem noi prin casă. Punem puțin ulei de măsline și amestecăm cu mâinile în timp ce flexăm bicepsii. Punem tava într-un cuptor preîncălzit la 180 de grade pentru 20 de minute, în timp ce mai învârtim ocazional și mai punem încă 10 minute la cel mai ridicat nivel al cuptorului. Eu am făcut și un sos pe bază de iaurt și mentă, dar nu este obligatoriu. O să prăjim niște lipii în toaster sau în tigaie, dacă nu aveți un toaster. Ele ar trebui să arate cam așa și să-și mențină forma. Punem un strat de parmigiano, un strat din carnea noastră, mai punem niște parmigiano deasupra și sosul nostru de alegere.